Peste 500 de deținuți din toată țara au ieșit din închisori în prima zi în care a intrat în vigoare legea 169 privind recursul compensatoriu. Dosarele altor sute de persoane urmează să fie discutate în comisiile de liberări condiționate de la nivelul penitenciarelor. Întrebat dacă se așteaptă la o creștere a ratei infracționalității, Tudorel Toader a explicat că dinamica infracționalității este într-o continuă schimbare și că măsuri au fost luate. Direcțiile de probațiune au luat măsuri suplimentare pentru supravegherea celor eliberați în condițiile acestei legi privind recursul compensator. Vă dau un exemplu. Dacă ai un deținut care avea 6 ani de executat și a executat efectiv 5 ani, el are beneficiu de 1 an. Acum, dacă a stat 5 ani efectiv în penitenciar, ce a avut de învățat, ce învățăminte a avut de tras de pe urma pedepsei, sigur au fost trase cu bunele și cu relele lor. Nu știu, vom vedea, sper să nu existe o dinamică, să spunem, crescând a ratei criminalității. Acesta a continuat explicând că înainte de intrarea în vigoare a acestei legi a avut o discuție cu toți șefii serviciilor de probațiune din țară. Am discutat la București, la Ministerul Justiției, toate dificultățile pe care le întâmpină în activitatea dânșilor, toate măsurile pe care trebuie să le luăm și le vom lua pentru îmbunătățirea activității. Cu siguranță, dânșii în fața acestor eliberări fac o prioritizare a măsurilor pe care trebuie să le ia, prioritizare în care intră și aducerea sub supraveghere imediată a celor care au ieșit sau ies din penitenciar pe baza recursului compensatoriu. Însă cei la care face referire ministrul Justiției ridică din umeri și spun că, potrivit codului penal, puțin din cei care sunt eliberați prin legea 169 intră în atribuțiile lor. Serviciul de probațiune invocă totodată legea proprie de organizare și cea privind executarea pedepselor neprivative de libertate. Tragem concluzia că în competența serviciului de probațiune vor intra numai cei eliberați condițional, care, în baza unei sentințe penale, în baza unei hotărâri judecătorești, sunt încredințați în mod expres în supravegherea serviciului, condiția să aibă un rest de pedeapsă de 2 ani sau mai mare. Deci dacă nu sunt îndeplinite aceste condiții, strict prevăzute de lege, serviciile de probațiune nu sunt competente pentru a prelua aceste persoane eliberate condiționat în urma noii legi. Ministrul Justiției susține că serviciile de probațiune au luat măsuri suplimentare. Eu nu pot comenta această declarație pentru că nu știu despre ce este vorba. Poate au existat consultări la nivel de minister. Mă refer cu Direcția Națională de Probațiune. Noi nu am fost informați despre acest lucru. Și în afara acestui cadru strict legal, noi nu putem acționa. Dacă nu sunt de competența noastră, nu există o instituție abilitată în acest sens prin lege cu supravegherea persoanelor liberate condiționat. În Comisia de Eliberare Condiționată, de la nivelul penitenciarului Iași, au fost discutate astăzi 86 de dosare. De când a intrat în vigoare legea 169 pe 2017, din penitenciarul de maximă siguranță din Iași, au fost eliberate la termen 39 de persoane încarcerate.